Bună ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore aici la televiziunea Achit. Este marș, alături de noi este primarul Oneștiului, domnul Nicolae Ignatiu. Bună ziua, domnule primar, bine ați revenit la noi. Să rămână, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și cu permisiunea dumneavoastră aș dori să începem această emisiune prin a transmite un mesaj tuturor celor care poartă numele Sfântului Gheorghe, să le transmit un mesaj de sănătate, de bucurie, de împliniri și de realizarea tuturor dorințelor pe care și le-au pus în minte pentru acest an. Într-adevăr, a fost Sfântul Gheorghe, toți care au purtat acest nume au sărbătorit duminică, dacă nu mă înșel. Domnule primar, trecem de la această felicitare și revenim la lucruri mai obișnuite, așa. V-am văzut pe rețele de socializare, ați fost zilele trecute la Campionatul European de Gimnastică de la Cluj și v-ați întâlnit cu un om de care Oneștiul este foarte mândru și nu numai Oneștiul, cred că toată România. Este vorba de Nadia Comăneci. Aș vrea să-mi spuneți dacă a fost ceva planificat sau ceva întâmplător. A fost ceva planificat. Vizita mea de la Cluj nu a fost una întâmplătoare. Am răspuns unei invitații lansate de către Comitetul Olimpic, să zic, de gimnastică din România, prin grija Clubului Sportiv Municipal, mai precis prin grija doamnei Ingrid Distrate. Am răspuns invitație și joi, pe 19, am fost la deschiderea campionatului european ce s-a desfășurat de pe 19 până pe 23, până duminică la Cluj. Am avut onoarea și bucuria să întâlnesc o persoană, cum a spus dumneavoastră, foarte dragă tuturor oneștenilor, cu care ne mândrim, să nu spunem că ne dăm mari, ori de câte ori avem ocazia. Când ne întâlnim undeva în țară și mă întreabă un primar, un omolog de-al meu din altă localitate, de unde sunt, răspunzându-i că din Onești, județul Bacău, de unde e Nadia Comăneci, nu? Da, și atunci îți creează o stare de bine, de satisfacție și de mândrie totodată. Important e că nu ne mândrim doar noi cu Nadia, ci se mândrește întreaga Românie, dar am mers acolo pentru că avem o datorie față de acest om, față de Nadia Comăneci. După cum bine știți, în municipiul Onești există o sală polivalentă, singura din România care poartă numele. Din păcate, această sală este închisă. Este închisă nu de către primăria municipiului Onești și nici de către altcineva, ci de niște proceduri. Nu vreau să dau vina pe nimeni. Vreau să fac un scurt istoric al situației. Această sală polivalentă a fost inaugurată undeva la începutul anilor 2000 și în acel moment când a fost inaugurată, îndeplinea toate condițiile impuse atât de ISU, cât și de toate prevederile legale pentru siguranța celor care participă la evenimentele ce s-ar desfășura în sală. La inaugurarea sălii a fost prezentă și Nadia Comăneci și toate oficialitățile în funcție de la acea vreme. Din păcate, după evenimentul de la Colectiv, de acum 2 ani de zile, s-au schimbat oarecum legislația în domeniu și condițiile sunt foarte drastice în ceea ce privește eliberarea avizelor ISU pentru desfășurarea activităților cu public. Iată că și această sală trebuie să se supună în sensul de a îndeplini toate noile condiții impuse de către ISU. Este o procedură foarte greoaie, deoarece trebuie să se facă o documentație. Documentația nu poate face decât anumite societăți, să spunem, care sunt avizate de ISU pentru a realiza documentația și reparațiile sau măsurile ce trebuie să fie implementate în urma acestor studii trebuie făcute tot de firme specializate. Vreau să vă spun că procedurile sunt extrem, extrem de greoaie. Dacă bine știți sau vă puteți aduce aminte, și Arena Națională din București nu a funcționat o perioadă lungă de timp din aceleași considerente. În consecință, am discutat cu doamna Nadia Comăneci pe acest subiect, i-am explicat în ce stadiu suntem. Urmează să realizez împreună cu colegii mei din primărie un memoriu pe care să-l depun
atât la Ministerul de Interne, cei care coordonează activitatea ISU, cât și la Ministerul Tineretului și Sportului și Guvernul României, pentru a urgenta, pentru a găsi calea simplificată a procedurilor, astfel încât sala polivalentă Nadia Comăneci să fie deschisă tuturor competițiilor sportive pe care ne propunem să le desfășurăm acolo, împreună cu instituții de sport, școli și licee. Vreau să vă spun că toată lumea știe o casă care nu este locuită, se degradează. Așa Asta e. se întâmplă și cu această sală polivalentă. De când nu mai este funcțională de anul trecut, ea se degradează într-un mod accelerat și toate lucrările pe care le facem noi de conservare, dacă nu deschidem sala, nu produc efect. În consecință, acesta a fost subiectul principal al discuției împreună cu doamna Nadia Comăneci. I-am transmis gândurile de bine și felicitările noastre și mulțumiri pentru tot ceea ce a făcut pentru orașul natal și am primit promisiunea dânsei că ne va susține în activitățile sportive, cu precădere activitățile din domeniul ramura sportivă gimnastică pe care dorim să le desfășurăm începând din acest an înainte. Eu cred că, bine, dumneavoastră aduce aminte cu siguranță de momentul festiv de inaugurare a sălii, dar una peste alta, estimați un timp, domnule primar, în care, să zicem, anul acesta, în vară, în toamnă, în iarnă, să se redeschidă porțile sălii polivalente, pentru că, așa cum ați spus, este un obiectiv de care ar putea să se bucure toți locuitorii municipiului și nu numai, pentru că are o locație extrem de generoasă în ceea ce privește numărul de locuri, dar și pot fi organizate evenimente. Un termen optimist ar fi deschiderea în acest an, iar un termen pesimist tot ceea ce depășește 31 decembrie 2017. Într-o zi, două, voi finaliza acest memoriu, mă voi consulta atât cu cei de la Clubul Sportiv Municipal, cât și cu cei din primărie, după care îl voi înainta, cum v-am spus, către ministerele de resort și voi și merge personal Vei susține. la ISU să susțin acest demers. Eu mi-am propus și îmi doresc deschiderea de urgență spre competiții, spre folosirea acestei săli. Știți, foarte multe activități bune le-am desfășurat acolo, de la Ziua Persoanelor Vârstnice. Iar cel mai frumos eveniment, cred eu, a fost în 2013, Gala Sportului Oneștean, moment în care s-au împlinit și 40 de ani de la înființarea Clubului Sportiv Municipal și moment în care a fost și Nadia Comăneci prezentă în 2013 la această festivitate. N-aș vrea să încheiem subiectul acesta fără să vă spun că sunt foarte bucuros, mândru și țin să felicit sportivii români care au obținut rezultate notabile, de excepție la această ediție a campionatului european de la Cluj. Și este vorba atât de gimnastul Drăgulescu, cât și de Cătălina Ponor, cei care au luat aur la sol, la bârnă și un rezultat de bronz obținut cu foarte mare străduință. Important e că suntem prin sport când încă existăm pe harta Europei și a lumii și este aproape cam tot ce ne-a rămas. Trebuie investit în sport, asta am făcut și eu în ultimii ani. Nu trebuie să uităm Gala Sportului Oneștean, unde am premiat toți sportivii cu rezultate deosebite, cu sume consistente de bani. Părăsim așa acest subiect, pentru că este un subiect într-adevăr foarte drag, despre care am putea vorbi mult și bine, pentru că avem despre ce vorbi, dar aș vrea să vorbim despre un alt subiect care a suscitat de-a lungul timpului numeroase discuții, contradicții, chiar dezbateri au fost publice pe această temă de apă și canalizare în municipiul Onești, iar în ultima ședință, domnule primar, se poate spune că s-a primit o rază de speranță. O să vă rog să detaliem și acest subiect. Încă de la preluare din 21 decembrie 2016 am făcut o foaie de parcurs în acest sens. Am realizat că acest serviciu de distribuire, serviciu public de distribuire a apei și canalizare municipiul Onești nu poate fi gestionat în regim propriu de către municipalitate. El trebuie delegat acest serviciu către un operator puternic, un operator cu viziune și un operator care are istorie în
această activitate specifică, care nu este una deloc ușoară. Nu este ușor să distribui apă de calitate 24 de ore din 24, condiții tehnice Deosebite. foarte precare către o populație de peste 40.000 de locuitori. Exact. Încă din 21 decembrie, de când am preluat gestionarea serviciului, am delegat-o pe o perioadă tranzitorie, provizorie, către societatea domeniului public și privat Onești S.A. Dar în tot acest timp am făcut demersurile necesare pentru a delega acest serviciu către un operator. Toți cei din Consiliul Local și eu mi-am dorit delegarea serviciului către operatorul regional din județul Bacău, Ideal ar fi către fost. CRAB. Procedura a fost una care a presupus un termen de aproximativ 3 luni de zile, de urmare a unor pași foarte bine stabiliți prin legislație. Ca să opereze CRAB în județul Bacău, a trebuit să facem diligențele ca municipiul Onești să devină membru ADIB. ADIB este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pe apă. Toate primăriile din județ care au operator CRAB sunt membri ADIB. Pentru a fi membri ADIB, trebuiau ca toate aceste primării, printr-o hotărâre de Consiliul Local, să-și dea avizul aderării și Oneștiului la această asociație. Din decembrie până la mijlocul lunii martie, aproximativ 75 de UAT-uri dintr-un total din 80 și-au dat acordul, urmând ca 12 UAT-uri să-și dea acordul pentru aderare. Cine nu și-a dat acordul sunt niște primării mari și care au și un rol foarte important, atât în ADIB cât și în CRAB. Primăria municipiului Bacău, primăria municipiului Moinești sunt primele două ca și importanță administrativă în această formulă administrativă. Și până pe data de 15 aprilie, luna curentă, nu și-au dat acordul. Noi când am sesizat că există probleme în demersul nostru, am purtat discuții aplicate și cu CRAB pe de o parte și cu alți operatori regionali. Am trimis invitații către toți operatorii regionali importanți din țară cu privință la interesul lor în a prelua un astfel de serviciu public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Onești. Doar doi ne-au răspuns Ideal invitației ar fi noastre. fost cât mai mulți. Sigur că da, că ar fi, adică de fapt a apărut concurența în acest sens. Și anume Apă Vital Iași, un operator foarte serios și puternic, este cel mai puternic operator din Moldova și un alt operator, Raja Constanța. Raja Constanța, un operator de la 400 de kilometri, cum ar spune unii, dar care prestează acest serviciu de alimentare cu apă și canalizare în 7 județe din România. Adică s-a dezvoltat. Un operator cu viziune, în opinia mea. Pentru că vrem, nu vrem, în câțiva ani de zile, dintr-un total de 100 și de operatori cât sunt în România, la ora actuală, vor rămâne Câțiva. până în 10. Așa. Iar cei care sunt puternici și s-au dezvoltat vor fi printre cei 10. Ceilalți nu, vor fi și ei absorbiți de către un operator mai puternic. Aceasta este tendința, nu națională și europeană. În Europa, într-o țară, nu sunt foarte mulți operatori pe apă și canal. Ce se întâmplă? Până pe data de 15 aprilie am încheiat procedura prin care operatorii interesați și-au depus oferta în ceea ce privește lor, ofertă și economică și tehnică, în ceea ce privește preluarea acestui serviciu. Au fost două oferte, Apă Vital Iași și Raja Constanța. S-a luat în analiză prețul pe metru cub de apă, orarul de distribuire al apei în municipiul Onești, cât din 24 de ore ni se dă apă. Preț și program de investiții, cât bani investim în 2017, în 2018 și pe perioada delegării serviciului.
Ofertele au fost foarte diferite, în sensul în care Apă Vitalia își spunea că din momentul preluării ne poate da 12 ore de apă pe zi la un preț de aproximativ 14 lei pe metru cub, în comparație cu Raja Constanța, care au spus că ne dau 18 ore, mai mult cu 2 ore decât Da, se da. dau astăzi, la un preț de 8,70 lei pe metru cub. Timp de 6 luni. După 6 luni, Raja Constanța spune că dă 24 din 24 de ore apă la același preț, precând Apă Vitalia și spunea că după primele 6 luni cu un preț de 14 lei, prețul rămâne de 14 lei, dar ne dau de la 12 ore la 16 sau 18 ore. Oricum, analiza a fost punctual făcută pe preț la fiecare, pe Exact. orar de apă furnizată și pe investiții. Dacă vorbim și de investiții, și aici diferențe mari. Raja Constanța spune că de îndată investește 12 miliarde la preluare de lei vechi în a face analize, în a găsi metodele de asistare a pierderilor și așa mai departe, pe când ceilalți spun că în 2017 nu fac investiții Nu. consistente, ci urmează planul de investiții din 2018, planul de investiții pe fonduri europene. Ca și Raja Constanța, de altfel, din 2018. E, nu am avut ce să alegem V-ați ales decât din cea cele mai bună două, cea mai variantă. bună variantă, varianta Raja. Raja este operatorul, dar ca să putem delega serviciul către operator, trebuie să facem parte din Asociația de Dezvoltare. Consiliul Local a hotărât în unanimitate aderarea municipiului Onești la ADI Apă Canal Constanța. Este prima procedură. Trebuie să existe acolo o ședință AGA, o adunare a acționarilor și toți membrii din ADI Constanța trebuie să fie de acord cu aderarea noastră acolo. După care se fac procedurile de inventariere, preluare și hotărâre de Consiliul Local de dare în gestiune acestui serviciu în operare. Este o procedură care se poate întinde între o lună, 2 luni, 3 luni de zile. Urmează să facem și un raport de evaluare. Sunt discuții pe care le purtăm încă și cu Raja acum și cu DPP și trebuie găsită o formulă oarecum să vedem cum încheiem și toate litigiile cu Apă Canal. Sunt lucruri care se pot ajunge la niște, să spun, forme de colaborare, încât să excludem orice litigiu pe viitor. Situația rămâne destul de tensionată din ceea ce constat între fostă apă canal care furniza apă în municipiul Onești și primărie până la urmă. Știu că există și un litigiu în acest sens. Litigii au fost și sunt și sper să nu mai existe între acționari Apă Canal Corect. și UAT Onești. Nu este corect să vorbim despre persoane, este corect să vorbim despre acționari. Corect. Suntem la momentul în care trebuie să trecem, să nu mai arătăm cu degetul către domnul Fântână, domnul Budeanu, domnul XYZ sau domnul primar care ar mai fi fost. Este bine să mergem mai departe, este bine să se încheie tot acest șir lung de procese și de acțiuni în instanță. Toată lumea cred că trebuie să înțeleagă, pe de o parte, și cei de la acționari Apă Canal, și cei din primărie, și cei de la Raja, cel mai important este să înțeleagă că oneștenii trebuie să aibă apă 24 de ore din 24 la un preț pe care și-l pot permite, un preț care să fie media zonei noastre. Să Nu putem fie. veni aici cu un preț care este mult peste media localităților din împrejurul nostru. Și suportabilitatea cetățeanului Sigur să că da. fie Nu atinsă trebuie în. să uităm totodată că primăria municipiului Onești sau operatorul de apă care va furniza acest serviciu în municipiul Onești pentru o perioadă de timp este client captiv la CRAB, la operatorul județean de apă, pentru că apa noi nu putem să o cumpărăm din altă parte Din alt județ. decât de la Corect. Valea Uzului. Așa este. Iar Valea Uzului, sursa de apă de acolo, este o sursă pe care o administrează CRAB, operatorul județean de apă. Sper să existe
înțelepciune și înțelegere să putem găsi toată formula de lucru astfel încât nou operator să nu aibă probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă de la Valea Ozului și alte probleme care pot apărea. Da, să sperăm că totul va decurge până la urmă bine, în interesul tuturor, al oneștenilor în mod special, pentru că asta este, ne interesează să ne fie bine nouă. Ne pregătim de o scurtă pauză, domnule primar, dar revenim în câteva minute, fiți cu ochii pe noi.